Noi suntem entuziasmați că în această dimineață, la prima oră, a ajuns Octavian Druță, artist de circ. Și ce spectacole și ce circ, e vorba de Cirque du Soleil. Bună dimineața, Octavian! Bună dimineața, Lili! Bine, mi-ai adus și flori! Ți-am adus și flori. Nu pot când te urmăresc și văd câte dragoste primești de la invitații tăi. Și sper să-ți păstrezi pozitivitatea ta și atitudinea. Să fie, Octavian, să fie. Noi de fiecare dată, știi, chiar când am fost și am filmat ediția specială de Revelion la prima oră la Circul de Stat din Chișinău, ne gândeam cât de multă muncă fac oamenii care muncesc în circ. Asta e dedicare, asta e muncă titanică. Ce faceți voi? Într-adevăr, depinde din ce domeniu, la ce domeniu vă referiți și depinde pentru... Chiar și acrobațiile, aceleași acrobații. Acrobațiile, pot să spun, dacă vorbim de acrobațiile de nivel înalt, ți-a practic toată viața. De la o vârstă fragilă trebuie să începi, pentru că practic toți sunt sportivi. Eu care cunosc toți artiștii la noi din Cirque du Soleil, sunt toți. Chiar și premianți la Jocurile Olimpice și... Aha, ulterior fac carieră în circ. Da, deci ești tot angen să poate aproape. Cum ai început tu? Pentru că îmi ziceai că inițial, practic, totul a început de la sport. Ai făcut sport de performanță, da? Da, eu am făcut sport de performanță. Am început la liceul sportiv din Chișinău, Botanica, în 2001. Așa? Și atunci de acolo l-am obținut în 2008 și am făcut haltere. Deci sunt maestru în sport la secția haltere. Aha. Și de acolo, cu un prieten, el avea un unchi, unchiul lui e... în Las Vegas. Aha. Și așa ai ajuns unchiul, să faci. Da, unchiul l-a întrebat pe el, uite, dacă ești curios, vrei să încerci. Și prietenul a început deja să facă. Și deja și tu cumva și eu prin contact cu el, da, mă uitam că tot postează imagini din America, Statele Unite, San Francisco. Adică n-a fost un vis de copilărie să faci carieră în circ? Nu, a fost, zic, să încerc pe vară, cum atunci era, zic, să încerc pe... Da. Și unde ai, că înainte de Cirque du Soleil, care e cumva apogeul spectacolului, ai fost în Canada, da? Sau unde? Unde ai fost înainte? Am fost și în Canada, da, deja peste 20-30 de țări care le-am vizitat în durată de 10 ani. Cu Cirque du Soleil sau ai fost și cu alt circ? Cu alt circ, am fost 5 ani cu un tot canadian, nu departe de Cirque du Soleil, tot vine din Canada, Cavale se numește. Așa. Aceasta a durat până în 2015. Aha. Apoi... O să te întrerup un pic, că avem o bucățică din show-ul tău și o să ne zici unde e. Okay. Regia e pregătită, da, să vedem despre ce este vorba și... Aici care este ultima zi la... Acuș, imediat. Okay. Iată, despre asta povesteai, da, Octavian? Da, acesta este primul show, Cavalea, când am început în 2010. Aha, uite, deja 10 ani. Deja 10 ani, dar nu, pozele poate sunt făcute aici în 2014, la urmă. Și video care l-am văzut, tot e din spectacolul ăsta. Da, tot e din Cavalea show. E foarte periculos acest gen de... Sunt periculoase aceste trucuri, pentru că sunt tot felul de situații, sau sunteți foarte bine asigurați. Aveți siguranță sau... Nu, în show nu avem siguranță. N-aveți siguranță? Nu avem siguranță în show. Pentru noi. Sunt numere. Aici, dacă ne uităm, aici este siguranță, este plasa de desubt. Aha, am este înțeles. Siguranță, dar în numărul nostru, deci nu este siguranță, este bara care trebuia noi să prindem acrobatul care... Adică, practic, tu depinzi de toți oamenii care sunt în acest... care fac parte din acest număr, adică trebuie să ai încredere 100% în omul ăla. Sigur, da. Deci este un număr care, da, pe încredere. Pe... Dar cum ai ajuns la Cirque du Soleil? Pentru că ziceam, Cirque du Soleil să ajunge acolo e cum ai ajunge la Hollywood, știi? Actorii ar ajunge la Hollywood, așa și ciurcarii, acrobații și oamenii care fac carieră în circ ar ajunge la... Da, mulțumesc. Cum ai primit-o? Dacă mă întrebați întrebarea aceasta în 2010, probabil că vreți să vă spun ce este Cirque du Soleil. Deci nu știai? Nu știam, deci ce este Cirque du Soleil, dar cu timpul, evident, cum faci primii pași în circ, deja ți apare că, cum vă dați seama, și cum v-am spus mai devreme, e cea mai mare companie acum de lume, de circ, de peste are 4.000 de angajați. Spectacolul de peste 50 de țări angajați și... Da, cum am ajuns eu? Deci, cum v-am spus, fiind la Cavalea, acolo deja m-am făcut la show-ul precedent, da. Mi-am făcut prieteni, cunoscuți. Și după ce am terminat Cavalea, zic să-mi iau... Am venit acasă un an și ceva.
Și după aceea zic, de să încerc Cirque du Soleil. Și mi-am expediat, doar curios. Am intrat pe pagină. N-ai sperat chiar că te vor... Da. O să ajungă la aplicația mea, să mă selecteze, nu? Și au ajuns. Și am expediat-o. Și chiar a durat mai puțin de o lună, deja eram angajat. Cum ai reacționat când te-au sunat cei de la Cirque du Soleil? Te-a sunat, am sunat, dar întâi vine pe, trimit pe mail. Un interviu cu tine pe Skype. Nu e așa de simplu. Da, și da, sigur, am fost foarte bucuros, emoționat, vă dați seama, dar... Cum arăți la cei dragi? Pentru că tu spuneai că, eu te-am întrebat unde ești stabilit, ziceai că locuiești în Moldova, mergeți, faci jobul și revii acasă. Da. Cei dragi, au emoții pentru tine? Cum au reacționat la toată această poveste frumoasă? Dar periculoasă, că nu e ușor. Periculoasă. Cei dragi, cum au reacționat, i-am liniștit, vorbim acum, dacă vorbim de soție, da, de familie, cam de ofice. Să fii sănătoase. Mulțumesc. Avantajul mare e că plec pe 8 săptămâni, 10 săptămâni undeva, vorbim de 2 luni, revin acasă, pe 3, poate iar o lună, adică între pauze. Și vin acasă și un moment a fost și ei bucuroși, dar totuși vă dați seama că o leacă să o combin, dar cu cam... Și înainte de a continua emisiunea, mai sunt moldoveni la Cirque du Soleil? Sau ești unicul? Cel puțin la show-ul care eu sunt, nu sunt moldoveni, cu sigur, dar... E fost sau Uniunea Sovietică, bănesc că sunt băieți. Dar sunt, da. Din regiunea transnistriană sunt niște băieți la un show. Noi îți mulțumim că ai venit la Prima Oră, îți mulțumesc tare mult pentru flori și pentru atitudinea asta pozitivă cu care ai venit la emisiunea noastră, să ai parte de realizări frumoase și cât mai puține pericole, că nu e ușoară munca asta voastră, nu e ușoară deloc. Și circul nostru va fi renovat, așa că poate reușim să te vedem acasă. Am auzit și eu, dar cu mare drag aștept să se împlinească. Și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Mă tot deosebită plăcere să-mi împărtășesc experiența alături de voi aici în studio. Te mai așteptăm? Mai vii pe la noi?